Bună ziua! Nu că vreau ca să mă laud, dar acestea sunt RMN-urile mele care confirmă că discurile dintre vertebrele L5, S1 și L4, L5 au ieșit de la locul lor și atunci când fac mișcări bruște și vertebrele presează pe unul dintre cele două discuri, la început apare o durere în zona lombară, apoi durerea merge pe piciorul stâng în jos până la degetele mici. În raportul medical au fost consemnate ca simptome durere fesieră stânga cu iradiere pe față post-coapsă stânga și intermitentă gamba stângă, parestezii degetele 4-5, picior stâng. Ameliorare parțială a simptomatologiei după administrare de ketonal 10 zile, Movalis și Midocan. Mai e trecut aici, la nivel L4-L5, protruzie discală circumferențială cu amprentarea sacului dural. La nivel L5-S1, extruzie discală paramediană stânga cu evoluție inferioară ce produce stenoza recesului lateral stâng și compresie radiculară S1 stânga la nivelul canalului spinal. Porțiunea discală herniată evoluează craniocaudal. Am avut 3 dureri mari de durată, cam 4 luni fiecare, în 2010, 2015 și 2019. De fiecare dată am remarcat că mi-am revenit cu exerciții. Exerciții foarte ușoare, repetate de 20 de ori. Atunci când organismul era tânăr, durerea dispărea după 3 zile de medicamente, dar cu timpul medicamentele trebuie să fie mai puternice și nu prea mai trece nici durerea de spate și îmbolnăvim și stomacul. Mergeam la sala de recuperare sau kinetoterapie, cum vreți să-i spuneți. Îmi plăteam abonament în avans ca să merg, îmi cumpăram echipament. Și da, făceam exercițiile, eu mă chemeam, îmi reveneam, mă simțeam bine, iar după 2 ani de exerciții făcute la început în fiecare zi, ulterior de 2-3 ori pe săptămână, brusc uitam să mai fac exercițiile. Iar după un timp, o mișcare greșită îmi aducea din nou durere, mai întâi în zona lombară, apoi îmi cobora pe piciorul stâng, în jos, până în vârful degetelor mici. Așa se manifesta la mine. Mișcările bruște pe care le-am făcut au fost faptul că am ridicat căruciorul cu bebelușul pe cele 3 scări de la intrarea în bloc, am făcut o mișcare de rotire cu copilul de 12 kg și am căzut cu bicicleta. Acestea au fost 3 cele mai grave evenimente care ne-au adus dureri de 4 luni. De fiecare dată am luat medicamente, am făcut fizioterapie, am încercat și terapie boli, odată chiar a funcționat. Și de fiecare dată, exercițiile de kineto m-au pus pe picioare. Chiar am văzut interviuri cu diferite vedete trecute de 50 de ani, care își încep ziua cu exerciții. Oare de ce? După ce am lăsat mulți bani la sălile de recuperare și am învățat exercițiile de am început să le visez și noaptea, am început să le fac acasă. Puteți să le faceți și voi, într-un echipament lejer, trening sau pijama, pe o suprafață plană. Dacă aveți saltea ortopedică, puteți să le faceți direct în pat. Eu așa fac. Să lăsăm vorbăria și să vă arăt exercițiile care pe mine mă ajută. E o boală cu care putem trăi dacă avem grijă. Nu de fiecare dată puteam să stau pe spate, în pat. Așa că întâi îmi găseam o poziție confortabilă, iar după ce coloana se relaxa, mă întorceam pe spate și începeam să fac exercițiile. Din acest considerent, de cele mai multe ori făceam exercițiile dimineața, la prima oră, pentru că atunci coloana era relaxată și puteam să stau pe spate fără durere. Ne întindem pe spate, mâinile pe lângă corp, tragem vârfurile labelor picioarelor și le întindem. Tragem, întindem. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Depărtăm ușor picioarele și rotim spre interior. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotiri spre exterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Îndoim genunchii și balansăm piciorul drept spre exterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Același exercițiu și cu piciorul stâng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum balansări cu ambele picioare. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Întindem piciorul stâng, iar glesna piciorului drept o punem peste genunchiul stâng și balansăm piciorul drept. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm picioarele și facem același exercițiu de 10 ori. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cu genunchii îndoiți, tragem piciorul drept spre piept și apoi îl întindem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm picioarele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piciorul stâng îndoit, piciorul drept întins, ridicăm piciorul drept și revenim. 2, 3, 4, 5. Vă odihniți ori de câte ori simțiți nevoia. Apoi continuați. 9, 10. Schimbăm picioarele. Trebuie să vă spun că atunci când aveam dureri, piciorul stâng nu-l puteam ridica mai mult de 30 de grade. Abia după 3 săptămâni în care am făcut zilnic acest exercițiu de 20 de ori fiecare, am reușit să ridic piciorul stâng de la 90 de grade. Următorul exercițiu, îndoim genunchii la piept, îi cuprindem cu brațele, apoi revenim cu tălpile pe suprafața plană. Repetăm de 10 ori. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piciorul stâng îndoit, piciorul cu piciorul drept imităm mersul pe bicicletă. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Același exercițiu cu piciorul stâng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum cu piciorul drept, imităm mersul pe bicicletă în sens invers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm piciorul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pentru următorul exercițiu, așezăm palmele sub zona lombară, ridicăm genunchii și efectuăm mișcări ale picioarelor ca atunci când pedalăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne odihnim puțin. Același exercițiu îl facem acum în sens invers. Acesta este cel mai solicitant exercițiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ori de câte ori simțiți că ați obosit, opriți-vă, odihniți-vă și continuați. Cu palmele întinse pe lângă corp, genunchi îndoiți, balansăm genunchii spre dreapta și spre stânga, astfel încât spatele să rămână în contact cu suprafața plană. 3 4 Și acest exercițiu îl facem tot de 10 ori. Toate exercițiile le facem de 10 ori. 6 7 8 9 10 Depărtăm ușor genunchii și ridicăm bazinul. Menținem 3 secunde, apoi revenim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 În următorul exercițiu, încordăm mușchii din zona lombară, menținem 3 secunde, relaxăm. 2 3 4 5 6 7 8 9 și 10 Așezăm glezna piciorului drept pe genunchiul stâng și ridicăm piciorul stâng, apoi revenim. Repetăm de 10 ori. 3 4 5 6 7 8 9 10 Schimbăm picioarele. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Pentru următorul exercițiu, ridicăm trunchiul ducând palmele pe lungimea coapselor, apoi revenim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne așezăm pe partea dreaptă, punem mâna dreaptă îndoită sub cap, mâna stângă sprijinită pe suprafața plană și genunchii îndoiți. Balansăm genunchiul stâng de 10 ori. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum tragem piciorul stâng spre piept și îl întindem. 2, 3, 4. Dacă v-ați plictisit să numărați în limba română, numărați în engleză, franceză, germană, vă exersați și limbile străine. 5. Pentru următorul exercițiu, ridicăm piciorul cât putem, ideal la 90 de grade, apoi revenim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm partea. Ne întoarcem pe partea stângă și facem aceleași exerciții. Mâna stângă sub cap, mâna dreaptă sprijinită pe suprafața plană, genunchii îndoiți. Balansări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aducem genunchiul la piept, îl întindem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balansări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În ultimul exercițiu la saltea, schimbăm poziția, genunchii îndoiți, spatele drept, brațele pe coapse, întindem brațele pe suprafața plană, atingem cu fruntea suprafața plană și revenim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trecem la exercițiile cu bastonul. Puteți să vă confecționați un baston dintr-o coadă de mătură din lemn. Al meu are 1 metru, iar eu am o înălțime de 1,64 m. Dacă sunteți mai înalți, bastonul poate avea 1,10 m, 1,20 m. Dacă sunteți mai scunzi, faceți-l de 90 de centimetri. Începem cu picioarele ușor depărtate, ținem bastonul cu ambele mâini, ducem bastonul cu mâinile drepte deasupra capului, îndoim coatele ca să ajungem cu bastonul prin spatele capului în dreptul umerilor, întindem brațele și revenim. 4 5 6 7 8 9
Pentru următorul exercițiu, ținem bastonul în dreptul feselor și depărtăm de corp, apropiem, depărtăm, apropiem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prindem bastonul de ambele capete și balansăm brațele dreapta, stânga. Brațul de sus întotdeauna va fi drept. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Același exercițiu cu bastonul în spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum vom face rotiri ducând bastonul pe lângă corp până deasupra capului, apoi coborâm cu brațele întinse și repetăm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotiri în sens invers. Ducem brațele întinse în sus, apoi le coborâm pe lângă corp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și ultimul exercițiu cu bastonul. Fixăm bastonul cam la 30 de centimetri de picioare, punem ambele palme pe capătul de sus al bastonului și ne aplecăm cu privirea înainte, apoi revenim în poziție dreaptă. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum că am terminat exercițiile, mă simt excelent! Dacă aveți întrebări referitoare la exercițiile pe care vi le-am arătat, puteți să mi le lăsați într-un comentariu mai jos și eu vă voi răspunde. Dacă vreți să filmez un video în care fac toate aceste exerciții de 20 de ori fiecare, plus alte exerciții pe care eu le mai fac, lăsați-mi un comentariu și voi filma un nou video. Sănătate maximă!